Salutare, dragilor! Salutare tuturor! Chiar acum s-a pus soarele. Cum vedeți, nu știu cum se vede pe video, suntem în Tatra Înaltă, în Slovacia, lângă Tatra Lomnița, într-un sat care nu știu cum zice. Puțlava, nu știu. La Rio Camping. La Rio Camping. Vă arăt și campingul. Este foarte, foarte fain. Stai că mă învârt. Arată și Lendo. Da, noi ne-am pregătit de campare. Deja am mâncat. Am mâncat. Și foarte important de ce am făcut această video. Norbi, arată tu. Unde vrei să urci mâine? Nu se vede. Mai un pic. Așa. Dacă reușim. Deci, cât are? 2700 de metri. Unde are. Am mai fost cu Norbi acum 5 ani, când n-am fost? 2015, cred că. Și până la jumătate am reușit să urcăm, dar acolo nu scut telescaun. Scaun, dar nu știu, probabil că nu vom putea până sus, că-i zăpadă, dar mâine o să ne cățărăm pe munte și neapărat să urmăriți, peste 2-3 zile o să încărcăm vlogul, drumul nostru până aici, de la Satul Mare până la Tatra Înaltă, nu sunt numai vreo 350 de kilometri, am venit foarte bine și mâine tot vom face niște vloguri foarte interesante, cum vom urca pe munte. Dacă reușim. Mă, dar acolo ai adus echipament? Cred că noi să fim turiști ăia care merg cu tenis, dar vom merge. Campingul este foarte liniștit, prin vlog o să aflați cât am plătit. O să vă spunem și traseul, cum puteți ajunge aici. Este mult, mult, mult mai ieftin decât în Croația și în alte țări. Tot ce am cumpărat, ne-am oprit la cumpărături, este super ieftin. Drumul a fost autostradă, foarte super okay. Bun, am ajuns din Satul Mare 4 ore, că ne-am oprit și la Aldi să... Și la graniță, am stat o oră. La graniță, Satul Mare, Ungaria, am stat mult. Ce s-a întâmplat la graniță cu Ungaria și Slovacia, nu vă dezvăluim, o să vă spunem în vlog. Deci neapărat, dragilor, o să urmează un vlog foarte consistent. Deja râdem când mâine o să încercăm să urcăm pe munte. După ce mâine seara ne vom campa în alt loc, la un lac super fain, tot în Tatra, unde încercăm să mergem și cu vaporul. Nu știu ce va ieși, neapărat să urmăriți vlogurile noastre aici pe canalul nostru de YouTube. Este ora 7:30 seara aici, o să mergem la plimbare. Ce zici, Norbi? O să mergem puțin să ne plimbăm și peste câteva zile vloguri interesante din Slovacia, Tatra Înaltă, tata și fiul. Uite-te aici! Neapărat să urmăriți vlogurile, că deja s-au întâmplat multe chestii interesante și de acolo și de aici urmează chestii mult mai interesante mâine, când doi tărtălăi vor să urce pe un munte. Doi nemuri. Hai să nu spună că suntem chiar beginner, că am urcat aproape până sus, la jumate, până la mai mult decât jumate, acum 5 ani. Deci, deja știm. Iară deci. Toată lumea mănâncă, bea, foarte frumos aici la camping. O să, în vlog o să vă arătăm și campingul, că am făcut niște filmări. Am adus și drona, o să fac câteva filme și cu drona. De Slovacia, Tatra Înaltă, o să urmeze vloguri de mega aventură. Țineți aproape. Cum e? Cine e cu noi strigă, hei!